fi o a doua participare la Jocurile Olimpice și cred că este o binecuvântare că am rămas sănătos până acum și cu siguranță, cu puțină grijă, voi rămâne în continuare sănătos și voi reuși, cred, să particip în cea mai bună formă. Principala calitate pe care mă bazez în tot parcursul anului este munca, dragostea pentru muncă, așa cum îi spun eu adesea, și cred că prin tot ceea ce fac zilnic, odată cu fiecare antrenament, rezultatul pozitiv nu va întârzia să apară. Disciplină, foarte multă disciplină, pentru că stând aici în cantonament, urmez un program strict și practic pot spune că nu mă lupt cu cronometrul, sunt contratimp nu doar în barcă, în cursă, ci și pe mal aici, prin absolut tot ceea ce fac în cantonament. Îmi place să cred că sunt emoții constructive și cumva reușesc să le focusez în cea mai pozitivă direcție. Acel vis împlinit, pentru că odată cu trecerea timpului, odată ce am început să mă maturizez, am învățat despre ce este sportul la cel mai înalt nivel și mi-am dat seama că acele campionate europene și mondiale deja la care am medalii, practic sunt niște stații către cea mai importantă competiție și privind către toți marii sportivi care își numără medaliile olimpice, îmi doresc și eu să fiu în lista celor care sunt medaliați olimpici.